Tenisul de masă continuă să aducă trofee acasă. ACS Dumbrăvița a obținut locul întâi la Zagiping. Competiția ajunsă la cea de 63-a ediție a adunat la Zagreb 800 de participanți din țări precum Estonia, Suedia, Ungaria, Serbia, Italia, Austria, Anglia, Polonia, Bulgaria sau Norvegia. Sportivii dumbrăvițeni moldovan Daniel și Badea Bogdan au strălucit pe podium, aceștia clasându-se pe primul loc la echipe. Individual, Tănase Antonio, moldovan Dora, Maria Gârlea și Orban Mădălina s-au calificat pe tabloul 32. Ne-am deplasat la un Open internațional cu echipa de junior 3, care au obținut locul întâi la un număr de vreo 800 de participanți, care a avut loc în perioada 20-22 mai la Zagreb. Joi 26 mai, ACS Dumbrăvița se deplasează la Zalău, unde va avea loc campionatul național Romstal pe echipe copii 8-10 ani. Antrenoarea Nicoleta Husar participă cu 6 reprezentante la acest campionat. Prima echipă este formată din Stănușilă Oana, moldovan Dora și Pauliu Calesia, iar cea de-a doua este compusă din Badea Teodora, Cotca Diana și Stănușila Alexia. Facem o deplasare la Zalău cu o altă formație, de această dată e vorba de echipa feminină de categoria de vârstă 80 ani, unde ne vom deplasa cu două echipe de această dată, pentru că avem mai multe fetițe talentate și vrem să vedem din care dintre ele, poate într-un timp foarte scurt, vor începe să confirme cu rezultate de nivel național și internațional.